Trei săptămâni în care inundațiile s-au ținut lanț în România, avem primele reacții ale politicienilor de la vârful țării. Premierul Ludovic Orban a promis aseară că va pune la dispoziție bani din fondul de urgență pentru reparațiile necesare în urma prăpădului din nordul țării. După cum am văzut, pericolul rămâne în continuare la Cote Mari, pe râul Prut, unde pompierii au pregătit 20.000 de saci pentru a împiedica viiturile să acopere mai multe localități. Ieri, președintele Klaus Iohannis a declarat că îndiguirea nu mai este de ajuns și a cerut strategii pe termen lung. Nordul țării continuă să fie sub teroarea apelor. După trei săptămâni de inundații, cu orașe și sate acoperite de puhoaie și cu oameni uciși de viituri, autoritățile reacționează. După ședința de lucru de la Ministerul Afacerilor Interne, premierul Orban a vorbit despre pericolul de pe râul Prut. Riscul cel mai mare îl avem pe Prut, unde urmează să intre în țară viitura, care vine dinspre Ucraina. Riscul cel mai mare este în amonte de barajul de la stânca Costești, care poate prelua cantitatea de apă estimată. Prutul amenință să inunde două localități din județul Botoșani. Avem doar două localități care ar putea să prezinte risc, Baratca și Rădăuț Prut. În ambele situații, deja atât colegii de la Apele Române, cât și cei de la ISU sunt în zonă, sunt pregătiți, indiferent cât de afectat ar fi Prutul, nivelul inundațiilor sau nivelul precipitațiilor nu va ajunge la nivelul celor din 2010, cu atât mai puțin la nivelul celor din 2008. Oamenii de aici au fost avertizați de polițiști sau prin mesaje roalert să se pună la adăpost. Unii dintre ei au plecat deja din locuințe. Toți cei care sunt în pericol vor fi evacuați. Ce v-au zis? Așa spune poliția că vine apa, trebuie să înțelegem, nu? Ministrul Mediului spune că peste 20.000 de saci cu nisip sunt gata să fie transformați în baraje care să diminueze din forța viitorii. Și președintele Klaus Iohannis a vorbit despre noua amenințare. Ceea ce vedem acum este consecința amplificării schimbărilor climatice și a ignorării timp de ani de zile acestor pericole. Va trebui să depășim mentalitatea că e suficient să construim încă câteva diguri pentru a stopa inundațiile. Conservarea fondului forestier și campanii susținute de împădurire sunt soluții aflate la îndemână, care au nenumărate efecte benefice. Am avut parte de una dintre cele mai ploioase luni iunie din ultimii 60 de ani. Până acum au fost emise 33 de alerte cod roșu de inundații și un număr record de avertizări cod roșu de ploi torențiale, 69 în 16 zile consecutive. Există pericol de inundații și în Dobrogea, iar azi noapte ieșirea de pe autostrada A1 Sibiu-Deva către DN7 Orăștie a fost blocată preț de o oră.